Am revenit în direct. Te rog, domnul Călin, să continui de unde am rămas înainte de pauză. Da, deci trebuie să înțelegem foarte clar care este mecanismul de apărare al corpului nostru ca să știm cum și ce vom face pe viitor. În cadrul corpului nostru sunt foarte multe sisteme cu reglaj automat. Ele sunt o minune a naturii. Practic, corpul nostru este modelul pentru roboți, da? Deci nu e un robot biologic corpul nostru, dar practic a fost copiat în bună măsură de acești indivizi care fac multă tehnologie. Ok, dar există perioade în care mediul devine foarte ostil. Și acest mic roboțel, tot cu sistemele lui, ăsta, cum îi zice, automate, este scos din domeniul de reglaj. Așa se cheamă în sistemele cu reglaj automat, domeniul de autoreglaj. Ei, sau altfel spus, softul nu mai face față la mișcările. Da, adică, cum să spun, vine o mărime prea mare și exact. El este, nu știe ce să facă. Exact. Cam asta ar fi toată treaba. Deci, practic, în momentul în care noi nu facem aceste lucruri de protecție a corpului nostru, automat acesta intră într-o stare și mai ales durerea și anxietatea și tot felul de alte stări sunt create de corpul nostru pentru că nu poate să gestioneze acel fenomen. După ce ai început să-l ajuți să gestioneze, lucrează singur. N-ai treabă, n-ai nevoie de medicamente, n-ai nevoie de nimica. Dar trebuie să-l ajuți să-l menții în parametrii funcționali. Deci, practic, dacă faci ceea ce trebuie, nu ajungi să apelezi nici măcar la un algocalmin. Nu te doare capul, nu te doare... De ce te doare capul? Te doare capul că ești deshidratat. Deci, toate aceste lucruri merg mână în mână. Iar durerea... Nu fugiți de durere, oameni buni. Începeți să o înțelegeți. Durerea este un semnal de alarmă transmis de corpul dumneavoastră pentru că este în mediu toxic pentru el și nu poate gestiona acea situație. Și atunci îți transmite, bă, scoate-mă de aici. Asta este, de fapt, toată treaba. Deci, acei patru pași, că revenim la ceea ce v-am spus, sunt foarte buni pentru a evita cumpărarea de medicament. Deci, dacă vă doare capul, începeți să beți apă și o să înceapă să vă treacă. Sau beți o cană cu lapte, că e mai bine, vă trece mai repede. Deci, aceste lucruri sunt foarte bine ascunse de acești indivizi care, de fapt, fac un sistem comercial din sănătatea dumneavoastră. Dar sănătatea dumneavoastră nu este responsabilitatea lor, chiar dacă ei o exploatează. Sănătatea dumneavoastră este responsabilitatea dumneavoastră. Deci, sănătatea este o stare de bine, nu? Păi, cine să-mi o facă? Vine medicul să-mi facă mie starea de bine? Păi eu trebuie să înțeleg cum funcționează corpul meu ca să nu mai pun în situația de a cere... ăsta, cum se zice, ajutor, că durerea este o cerere de ajutor a corpului. Un strigă de ajutor, bă, scoate-mă de aici, că nu-i bine. Deci, durerea face parte din mecanismul de comunicare a creierului, mă rog, a mușchilor cu creierul. Să știți că durează mult până îl înțelegi, că foarte bine, e un algocalmin, dar de fapt ce faci? Îți anesteziezi nervii ca să nu mai simți. Atenuezi efectul, nu înlături adică cauza. Adică acționezi asupra efectului, exact. Nu acționezi asupra... Nu, acționezi ca struțul, în sensul că pui mâna pe ochi exact. Și capul nisip, ca să nu simți ceea ce e realitate. Exact.
Asta e de fapt porcăria acestor chestii, că practic tu luând acele substanțe anesteziezi nervii, cauza rămâne activă Da. Și va funcționa tot timpul, va acționa asupra ta. Dar de cele mai multe ori, că eu am emisiunea mea acolo, mă rog, o întâlnire între prieteni și am replici de genul: dom'le, nu mai trece cu nimica. Păi nu mai trece cu nimica, pentru că tu niciodată n-ai acționat asupra cauzei. Exact. Păi tu practic ți-ai, vorba aceea, le-ai spus nervilor tăi să tacă. Adică ai acționat asupra durerii. Nu trebuie acționat asupra durerii. Trebuie înțeleasă, văzut din ce cauză se creează durerea și acționat asupra cauzei. Vă garantez, gândirea cauzală este foarte importantă. Cauza precede întotdeauna efectul. Bun. Îndepărtarea cauzei duce automat la îndepărtarea efectului. Evident. Deci asta trebuie să vă intre în cap. În momentul în care eu acționez asupra efectului, cauza rămâne activă și tot timpul va crea efecte. Deci unii o să ajungă la morfină și nu, nici așa n-o să le treacă durerea, pentru că nu au acționat asupra opririi cauzei. Asta trebuie să înțelegi. De aici încolo, cum să vă spun? Fiecare, practic, trebuie să gândească cu propriul lui creier, pentru că nimeni nu are interesul, că mai e o chestie pe lumea asta care se cheamă motivație. Nimeni nu are motivația să te facă bine pe tine. De ce? Care ar fi motivația mea să te fac bine? Vreau să vă spun încă o chestie și asta e tare de tot. Medicii n-au nicio motivație să vă însănătoșească. Și știți de ce? Pentru că ei sunt plătiți pe baza câte medicamente vând. Păi ei trebuie să vândă medicamente, nu să vă facă bine pe păi voi. Păi nu neapărat sunt plătiți, deci ei au un contract, depinde de ce medic okay, vorbim. Da, contractul intrăm în, sănătate, în, nu intrăm în algoritmii asta, de... Dar din punct de vedere... Deci eu dar pentru... cu siguranță nu sunt plătiți, cel puțin la noi în țară, ci că există câteva zone din India și în alte țări, în care medicul de familie este plătit după numărul de oameni sănătoși, nu după sănătoși numărul de sănătoși pe care le întrețin, în supraveghere, da. Practic. Deci cu cât îi ține în stare de sănătate, cu atât e mai bine plătit decât la noi altfel, cât ți-ai consultat, atât ți-a bani primești. Adică cu cât ai consultat mai mulți, adică ba mai mult s-a mult pus o limită. Bolnavi, că... da. Deci cu cât îți mai mulți bolnavi, cu medicul ești mai, mai bine. Nu e firesc. Asta nu e un nefiresc al lucrurilor, dar pe de altă parte ne-am obișnuit să fugim pentru orice moft la medic. Nu mai știm să apelăm la remediile naturale, așa cum îți spuneam ție, tu nu iei chimicale, pentru că tu ai, de fapt, remedii. Tu aplici niște remedii care lumea le știa, toată lumea știa. Mergea țăranul la coasă, evident că s-a adăpostea când făcea o pauză, nu stătea la soare să fie bronzat. Dar numai puțin, țăranul la ora 10 mergea acasă. Deci s-a adăpostea, nu stătea la soare, la ora da? 5. La 5 dimineața era la coasă, soarele. La 10 era înapoi, corect. Ba, nu forța soarele. Știi? Deci știa regulata numărul 1 adăpostirea. Și purta pălărie, ca să știe, să știe lumea că nu cu capul gol se merge la coasă. Evident. Deci se știau proteja și asta nu era mare scofală, vorba ta. Sfatul era, vezi cum stai să nu te bată soarele în cap. Aia era ideea, da. Sfatul înțelept. Dar era util. Important este, eu vreau să reiau un pic ceea ce spuneai și tu, singura persoană care este responsabilă de propriul nostru corp și de propria noastră sănătate, suntem noi înșine. Deci dacă noi nu punem preț pe cum să ne protejăm de orice agresiune care vine asupra noastră, acum discutăm despre energie, atunci degeaba fugim la altcineva să ne dea un leac minune. E mai bine să prevenim noi acest impact cu astfel de
energii nesimțite, pentru că ele nu se simt, nu se văd, dar în timp lasă urme adânci în organismele noastre. Și atunci ar fi mai bine noi să ne preocupăm de treaba asta. Și ne dăm câteva sfaturi foarte bune. Ce vreau să mai adaug eu aici, la hidratare, este că apă, în principal, da? Că multă lume zice, păi mergem, facem o scaldă, cum ai zis tu, și după aia mergem la bere. Bem 5 beri, ne-am hidratat, nu? Sau... Nu, berea nu hidratează. Păi, eu glumesc, da. Deci berea s-a spus, se spală pe mațe. De asta deci... spun eu, da. Unii zice, m-am băgut lichid de astăzi, am băut 4 beri, că m-am hidratat. Nu e adevărat. Schimb, sau rana, degeaba bei 2 litri de suc carbogazos, da? Da, cred că ar fi foarte bine să le spun eu câteva elemente care ne ajută să supraviețuim din hrana noastră. De pildă, medicamentele care provin din America de Sud, alimentele, pardon, cartofii, fasolea, mălaiul, toate acestea provin dintr-o zonă foarte puternic iradiată de soare. Și aceste plante ajută la rehidratare masivă. Deci încercați, când sunteți însetați, mâncați o porție de cartofi prăjiți, da? Prăjiți de dumneavoastră acasă. Da? Și o să vedeți că este... Deci vă trece această senzație. Dar poți fi și cartofi ierți, poate, nu? Nu, mă, prăjiți. Cartofi pai, cu ulei. Păi da. Dar nu vă ia prăjiți fără ulei, că aia doar deshidratați nu sunt astea. Aia cu ulei. Uleiul iarăși este o substanță care te ajută să reziști la asemenea chestii. Grăsimile și alte chestii. Toate acestea concură la ăsta. Uitați-vă în natură, da? Uitați-vă la urs. Când e mic, e drăguț, e frumos. Când e mare, e o namilă. Păi namila aia au adunat o grămadă de grăsime ca să reziste la intemperiile din zona montană. Pentru că, contrar uzanței tuturor și ceea ce știe lumea, radiația este mult mai puternică iarna decât vara. Deci noi ne ducem la plajă ca să prindem radiațiile ultraviolete care nu sunt nocive. Că dacă am merge iarna și ar fi suficient de cald, iarna, noi ne-am prăjit suficient de tare. Deci asta este o altă discuție. Uitați-vă la schiori, că vin tot timpul foarte bronzați. Păi acolo și la munte se concentrează foarte multă radiație ultravioletă. Deci sunt multe lucruri de discutat pe această chestie, dar ideea v-a spus. Încercați să găsiți optimul pentru corpul dumneavoastră. Căline, aici, adevăr, singurii răspunzători. Te întrerup un pic. Avem pe Facebook o întrebare, dacă am înțeles bine ce mi-a spus colegul. Zice, enumerați, vă rog, cele 4 principii care ne pot proteja de radiațiile electromagnetice. Probabil că sunt cele 4 etape care tu mi le-ai spus. Adăpostire, protecție. Așa. Hidratare. Rehidratare. Așa? Așa, și mișcare. Da, mișcare. Toate, fiecare l-am ăsta, explicat în parte, da? Deci, ce reprezintă fiecare? Bine, l-ai reluat încă o dată, le-ai spus prima dată, le-ai mai reluat și odată. Adăpostirea este foarte importantă. Deci, de ce lumea se duce la beci să bea vinul? Pentru că acolo e un mediu foarte, foarte curat. Bine, nu vinul. Da, vorbesc beciu. Beciu, da. Păi de ce să ții? Stai, că apropo, și alimentele se alterează datorită radiației și de-aia să fac beciurile. Dar noi am uitat între timp elemente moderne. Că dacă vreau să mă protejez, mă duc în parcarea subterană a unui mall, unde nici măcar radioul clasic nu se prinde, așa, că e beton încape acolo. Da, sau mă duc într-un beci exact. Adânc și stau bine, ca și vinul la păstrare. Ca să înțelegeți. Deci noi știam de aceste chestii, că altfel mâncarea se alterează dacă nu o țin în condiții protejate de electromagnetic. Orice îmbătrânește la radiație, inclusiv îmbătrânețea noastră, este cauzată de expunerea la radiație. Dar culmea, îmbătrânește sticla, îmbătrânește oțelul. Nu numai elementele vii îmbătrânesc.
Deci, dacă nu știați, în zgârie nori, nu să pun oțeluri care au stat în depozite. Să pun doar oțeluri care au maximul 4 zile de la producție. Pentru că altfel, acele elemente încep să îmbătrânească datorită expunerii la radiații. Deci, mare atenție, că lucrurile ne sunt ascunse de către acești indivizi. Deci, dacă vrei să faci o chestie bună, încearcă să sapi în partea nevăzută, că de-aia am zis nesimțită. Că partea nevăzută a lucrurilor este foarte importantă. Noi, prin faptul că nu simțim acele chestii, ignorăm jumătate din energia din univers. Astea sunt lucruri foarte grave. Deci, practic, ne-am montat ochelari de cal, nu vedem partea elaltă și vine un pom de dincolo. Eu nu-l văd, că am ochelarii de cal. Deci, astea sunt procedeele care sunt create pe această planetă ca oamenii să aibă impresia că le este bine. Dar mare atenție, este numai o impresie. O iluzie, deci, de fapt, da? Da. Deci sunt meșteri în iluzii. Acum avem multe de discutat, dar nu-i cazul să începem o astfel de discuție aici, da, că sigur, vă spun sigur că nu terminăm nici mâine. Subiectul nostru era foarte punctual, dar se poate extinde, așa cum spuneai tu, nu, da, se leagă toate conexe. Astea, deci sunt legate împreună. Oricum, cred că timpul se apropie vertiginos pe sfârșitul emisiunii. Câte minute mai avem? Încă 2 minute. Căline, o frază de sfârșit, te rog, să ne spui. O mică concluzie. Deci, ca o concluzie, da. Dacă aveți grijă de corpul dumneavoastră, să știți că el vă răsplătește cu sănătate. Deci, scoateți-l din cuptor, pentru că în aceste momente, de fapt de vreo 3 ani de zile, este în cuptor. Scoateți-l din cuptor și ajutați-l să funcționeze. Dacă va funcționa corect, dumneavoastră veți fi cei mai fericiți. Pentru că altfel, el acum, în această perioadă, este, cum să spun, dat peste cap pentru că i s-au depășit limitele de autoreglaj. Deci asta trebuie să înțelegeți, că în aceste momente, această, mă rog, dumneavoastră ziceți de climă, nu-i numai clima, că e multe chestii, clima este ceea ce vedem. Deci ceea ce nu vedem este mult mai periculos decât ceea ce vedem. A, că sunt furtuni, că sunt ăsta violentă, e foarte violentă clima. Da, așa este, pentru că uitați-vă, vă dau un exemplu, uitați-vă la oală pe foc, dacă nu are foc sub ea, nu bolborosește, dar când începe să se încălzească, începe să scoată aburi. Așa și cu clima. Vine foarte multă energie de la soare și fierbe pământul. Și atunci apar aceste fenomene extreme, foarte dure, care ne dau peste cap. Uneori ne spală pe picioare pentru că ne inundă locuințele și tot felul de alte chestii de acest gen. Acum, în aceste momente, nu sunt nori în zona noastră, soarele nu are niciun fel de opreliște ca să vă prăjească. Deci, practic, acea perdea de nori face o chestie relativ mică, dar tot ajută la ceva, să nu simți soarele. Și eu am stat să mă gândesc, bă, de ce oamenii ăștia nu simt? Pentru că marea majoritate stau în aer condiționat. Este un sistem de drenare a energiei, dar este artificial. Și atunci corpul meu este pus în pericol, pentru că el e crede și mai că mult, mediu. E și mai mult pus în pericol, că exact. Oferim că altceva bun, tot artificial. Așa, fapt. Și când am ieșit afară, mă prăjesc. Îți mulțumesc, Căline, pentru sfaturile acestea. Ieșim ușor din emisiune, pentru că timpul e pe expirate. Îți mulțumesc că ai participat la emisiune, îți mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ai furnizat. Dragi prieteni, pot să vă recomand să căutați pe pagina de Facebook a televiziunii cealaltă emisiune la care a fost invitat domnul inginer Călin Mircea Gașcu și veți obține acolo și alte informații prețioase pe care dânsul ni le-a furnizat. De asemenea, eu vă invit să urmăriți
în fiecare zi de joi, de la orele 18:30, emisiunea Om 1.1. Avem câteva emisiuni deja înregistrate, foarte interesante, și urmează să vină câțiva invitați deosebiți în emisiunea mea în această vară. Și, bineînțeles, urmăriți toate emisiunile postului de televiziune M9. La revedere, să auzim mai de bine!